În etapa secundă a turului suplimentar din sezonul regular al Ligii 1 de futsal, liderul campionatului, Auto Bergamo Deva, a întâlnit pe teren propriu cea de-a doua clasată, United Galați. După un meci spectaculos în care echipa gălățeană a condus cu 1-0 și a avut 2-1 la pauză prin golurile lui Crăciun și Cireș, gazdele au egalat prin Andrei, iar Auto Bergamo a câștigat cu 5-3. Auto Bergamo a condus la un moment dat cu 5-2 grație reușitelor lui Cușmodi, Gavrilă, Toni și Matei. Scorul final fiind stabilit de Araujo, iar rezultatul i-a mulțumit pe conducătorii echipei de Vene. Bueno, sabíamos que era un partido difícil, Galati tenía un gran equipo y nosotros preparamos bien el partido, ellos también prepararon bien. Creo que la primera parte ellos estuvieron más concentrados que nosotros y la segunda parte nosotros estuvimos mejor. Știam că o să fie un meci greu, Galați o echipă puternică, am pregătit foarte bine meciul, ei de asemenea l-au pregătit bine. Crede că prima parte au fost un pic mai concentrați decât noi, dar a doua parte am fost mai buni. Florin Ignat, antrenorul jucător al Galațiului, crede că echipa s-a pierdut pe unele greșeli individuale, imediat taxate de valoroși jucători de la Deva, și se gândește deja la posibilele meciuri cu Auto Bergamo din play-off, dorind să-și ia revanșa. Florin, două reprize diametral opuse. Da, așa e. Aș vrea să facem pe a doua mai bună, dar din păcate am luat niște goluri incredibil de ușoare. Și la asemenea derbiuri greșești, plătești. Ce urmează pentru voi? Câteva zile de pauză. Acest meci, drumul foarte lung și să pregătim următorul joc cu Odorheiu de acasă. Cum vezi în continuare lupta? Cu siguranță o să fie luptă foarte strânsă, pentru că noi am avut câteva absențe importante. Și siguranță în play-off o să fie alt meci. Președintele de la Auto Bergamo, Dorin Popa, a recunoscut că echipa sa a evoluat mai slab în prima repriză, dar a fost mulțumit de rezultat care conferă Devenilor prima șansă de a termina pe primul loc sezonul regular, lucru ce aduce un traseu mai ușor în play-off. Totodată, Doru Popa a fost mulțumit de revenirea cu gol la echipa lui Cristi Matei, dar și de aportul publicului la susținerea celor de la Auto Bergamo. Prima repriză a fost peste noi, să recunoaștem. Noi, eu am spus de la început că am avut un dezavantaj stând prima etapă, n-am intrat cu joc. Ei au avut un meci ușor cu Clujul și numai bine au intrat bine în joc, dar fizic se pare că n-au reușit să susțină ritmul. A fost foarte bine din toate punctele de vedere, o victorie, încă 3 puncte. Noi avem un meci mai puțin, în total cam 9 puncte față de ei și eu zic că cam ecuația e cam scrisă la locul întâi după sezonul regulat și mă bucur foarte mult, cel mai mult mă bucur că a intrat și Cristi, a debutat cu gol, tăind de încredere, o intră încet, încet în ritmul echipei. Se vede că băieții și antrenorii fac muncă bună în continuare, sunt mulțumit de ceea ce se întâmplă la echipă și cel mai mult mă bucură prezența spectatorilor. Nu dăm număr că suntem așa, dar a fost o atmosferă ca pe timpuri în sala din Deva. Asta mă bucură foarte mult, lumea vrea să vadă victorii, vrea să vadă o treabă bună și mă bucur tare mult de tot. În clasament, Auto Bergamo are 34 de puncte din 13 meciuri, iar United cu 6 mai puțini, gălățenii având și un meci în plus disputat. Pe locurile 3 și 4 sunt FK Odorheiu Secuiesc și CFR Timișoara, alte pretendente la poziții fruntașe cu 27 și respectiv 24 de puncte, ambele din 13 meciuri, dar acestea încă nu jucaseră partidele din etapa a doua a turului suplimentar, în care sunt favorite să se impună. Etapa viitoare, Auto Bergamo Deva va avea o deplasare oficială la Odorhei, jocul urmând a se disputa sâmbătă 5 februarie de la ora 13.